Pentru economisirea energiei electrice în municipiul Suceava, conducerea primăriei a anunțat că ia în calcul mai multe măsuri. Acestea vizează reducerea consumului inclusiv în școli, dar cele mai drastice măsuri vor viza parcurile, zonele de agrement și iluminatul pentru sărbătorile de iarnă. Potrivit primarului Ion Lungu, obiectivul pentru această iarnă este reducerea consumului de energie cu până la 15%, iar pentru a atinge această țintă sunt vizate inclusiv școlile. Voi avea discuții și la școli pentru a face economie, să se organizeze mai bine și să nu lucreze după amiaza, când este nevoie de lumină, și sper să găsim soluții, să reducem și noi consumul cu 10 până la 15%, a arătat primarul Ion Lungu. Economii se vor face nu doar în ceea ce privește școlile, ci și în diferite locuri publice unde iluminatul nu reprezintă o necesitate. Vor fi luate măsuri în parcuri, în zonele de agrement, acolo unde există foarte multe becuri și beculețe, acestea vor fi stinse pe timp de noapte și vor fi aprinse probabil doar în weekend. La fel și la iluminatul festiv pe care îl va avea municipiul reședință de județ, primarul Lungu afirmă că administrația se va limita doar la zona centrală. Acesta a amintit și de faptul că în ultimii 2 ani facturile pe care le plătește municipalitatea suceveană pentru iluminatul public sunt mai mici cu 50%.